Bună lume și bine v-am găsit la un nou episod. Știu, n-ați văzut videoclipul jocurile mele de pe Xbox One. V-am promis că o să fac colecția mea de pe Xbox 360 după aia, de pe Xbox Classic. Și după aia o să ne jucăm un joc pe telefon, nu știu, poate mâine, nu știu. O să văd eu. Mâine, că sunt pe telefonul bunicului meu și o să se ducă la ședință cu părinții și câte, nu știu, o oră, păi nu fac, habar n-am. Ok, deci aici mi-s DVD-uri de pe Xbox 360 și să începem. Primul este, cum se vede camera asta? Chiar e diferită, eu mișc mâna și nu face exact când fac eu, dar e diferită. Da, se vede chiar, sunt destul de confuz. În fine, Sonic Generation, jocul e chiar tare. Îmi place, ăsta l-am făcut tot jocul. A fost destul de greu, nu vă mint. Dar, da, e destul de mișto. Și ultimul este Sonic Unleashed. Foarte greu jocul. E destul de fain, dar greu. Un nivel am terminat în aproape în 50 de minute. Vă dați seama cât am muncit pentru el. Bine că mi-a dat rank E, că am terminat eu nivel cu în 10 minute și rank no. Și am primit rank E. No. Și când am terminat în 50 de minute am primit B sau C. No. Bine, astea au fost DVD-urile de pe Xbox 360. În spate mi s-a de pe Xbox, în fine. Trebuie și eu să le adun. Ok, și să începem cu jocurile. Primul este Banjo-Kazooie. Doamne, cât de mare se vede. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Jocul chiar destul de tare, dar greu. Și cum arată Banjo sau Kazooie? Aici arată ca o fată. Și în alte poți arată ca un băiat. În fine, în continuare este... da, am ușor de recenția mea să... Da, jocul e tare, dar... Cu mașina aia lumii mergi prin toate părțile, mai... Eu... Știți cum fac? Că îmi parchez mașina și mă duc pe jos. Ok, următorul este... Banjo-Kazooie, jocul e chiar tare. Eu am ajuns la un nivel uiui, mai bine, mai am încă uiui să mai termin jocul, dar da, sunt chiar destul de bun la acest joc și îmi place mult. Chiar îmi place destul de mult. Vedeți aici, Kazooie arată ca un băiat și aici exact arată ca o fată. Următorul este Banjo-Tooie, care și asta e exact identic, mă un pic mai de groază când vedeți că, cum îl chema, cărtița aia, nu mai rețin, cărtiță, cred că era, da. Mai joc Xbox Classic, sorry. Ok, următorul este Double Dragon Neon. E destul de tare acest joc, mie îmi place mult, dar ce nu-mi place la joc? Te chinuiești foarte mult și dacă pierzi, e cu totul de la capăt. Dar jocul îmi place mult. Următorul este Heavy Weapon. Eu să vă zic ceva. Mai bine jucați-vă aproape în fiecare zi acest joc. Pentru că dacă nu o să vă jucați hui de zile, atunci când dați cu tunul, nu mai dați așa de bine cum credeați. Că și mie mi se întâmplă așa. Ok. Urmă, totul este Jetpack Refuel, sau cum doamne țucă mă se numește, nu știu. Jocul, e destul de mișto, numai că ai un pic puține vieți și mori așa repede, nu?
Și îmi place că are și jetpack clasic, care și ăla e destul de tare, numai că cam alb-negru. Ok. Joc Xbox. Vai ce arde camera asta de la telefon. Aici unde filmezi, arde de numai. Sonic Generation v-am spus, Sonic Unleashed v-am spus, scuzați că scrie asta aici. Dar încerc să mă duc mai jos. Ce-am făcut? Okay. Următorul este Zuma, care e destul de tare. Și tatăl meu se juca acest joc când era mic, dar și el a încercat pe Xbox One, a zis că e mai greu, m-am eu pe computer ca să mă joc ceva, joc mi-e foarte greu, că trebuie să-ți pui mâna nu știu unde, să-ți întinzi mâna și așa mai departe, sport, da, mă înțeles, mai că strici ochii, ca să-ți fac pe computer 11 ore, 12, cine știe. Ok. Următorul este Zuma Revenge, care și acest joc mie mi se pare mai ușor decât ăsta, pentru că e chiar că e mai ușor și pot să dau cu bilele alea mai repede, cu un nivel am terminat foarte repede. Aici mătușa mea la Zuma a terminat un nivel în 5 secunde, al doilea. Am stat cu gura căscată o zi întreagă. Și astea au fost toate jocurile de pe Xbox 360. Deci dacă v-a plăcut, lăsați chiar acum un like și un subscribe. Și ne vedem la colecția mea de jocuri de pe Xbox Classic. Pa lume!